Vă salut! Suntem la Viitor cu clasa, așa cum v-am obișnuit. Aici vorbim doar despre școală, educație și exemple de bune practici. Începe pregătirea elevilor pentru examenele naționale, fie că vorbim de evaluarea națională sau despre examenul de bacalaureat, și nu știm încă cum reușim să-i pregătim. Despre asta vorbim astăzi cu un profesor drag mie, Ovidiu Bădescu. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Mulțumesc și că ați bătut drum lung să ajungeți până la București să vorbim despre ceea ce faceți. Mulțumesc, mulțumesc. Unde sunteți profesor de matematică? La Reșița, la Colegiul Național Traian Lalescu, un colegiu foarte drag mie, cu copii care în primul rând sunt umani. Pe lângă faptul că vin cei mai buni copii din județ, din punct de vedere intelectual, noi punem foarte mult accentul și pe dezvoltarea celorlalte laturi ale comportamentului și în primul rând pe umanitatea lor. Dumneavoastră sunteți și membru fondator al comunității For Life. Da, o comunitate care nu are niciun an de zile, care a apărut de fapt datorită pandemiei, când relațiile noastre de prietenie între colegi, între profesori s-au rupt, pentru că nu ne mai puteam întâlni. Și atunci ne-am gândit, bă, ce ar fi de făcut? Adică din tot răul ăsta, care e binele pe care îl putem găsi? Și care e binele? Binele mult mai mult decât ne așteptam, pentru că datorită pandemie, să zic, a reușit ca această comunitate să devină o comunitate națională și ceea ce mie foarte drag, se auto-întreține. Adică ceea ce la început era un grup restrâns de membri din zonă, acum sunt din toată țara și își dezvoltă în ei spiritul ăsta de voluntariat. Sunt profesori, în mare parte. În mare parte profesori, dar avem și pictori, avem chiar din București, pe Valirina Ciobanu, avem speakeri motivaționale, avem medici, deci avem din toate domeniile. Și ce se întâmplă practic în această comunitate, în For Life? De unde a provenit comunitatea For Life? Eu am avut șansa să fiu selectat de către cei de la Superteach ca fiind facilitator în mentalitate deschisă în educație. Pentru că eu eram un profesor care punea accentul pe rezultatele de la olimpiadă, iar dacă un copil se întâmpla să nu obțină note bune la bacalaureat, consideram, măi, mi-am făcut treaba, înseamnă că e vina lui. Niciodată nu puneam problema până atunci dacă cumva a depins și de mine faptul că copilul respectiv e unde e. După ce am fost la cursurile respective de mentalitate deschisă, mi-am dat seama că de fapt marea bine este a mea sau a noastră ca și profesori, pentru că fiecare copil este individual. Și am avut un exemplu de o fată care avea rezultate foarte slabe, dar care, după ce am discutat cu ea și mi-a aflat povestea de viață, mama plecată dincolo, ea se îngrijea de bătrâni, era de la țară, cu animale, cu tot, și de-aia nu putea să se pregătească pentru BAC, mi-am dat seama că, de fapt, noi trebuie să privim pe fiecare copil individual și să încercăm să-l ajutăm atât cât putem noi. Și asta se întâmplă în comunitatea For Life. Și asta se întâmplă în comunitatea For Life. Ați coagulat mai mulți specialiști din diferite domenii, da, și da. Încercați să ajutați copiii individual. Încercăm să ne ducem către copii, către adolescenți mai nou și către ciclul gimnazial și avem o grămadă de cluburi în care ei se înscriu și sunt bucuroși că fac parte din așa ceva. Și ajută. Și ajută, pentru că noi tot timpul a fost o perioadă în care blamam adolescenții. Măi, copiii din vremea de azi nu sunt cum eram noi. Ăștia nu învață, ăștia n-au preocupări, ăștia nimic. Nu. Pentru că noi încercăm ca acestor copii să le dăm exact preocupările care credem noi că sunt bune. Pe când ei poate au altele. Și atunci hai să întrebăm ceea ce își doresc ei și noi să venim în întâmpinarea lor și atunci sunt extraordinari. Deci eu afirm că ei sunt mult mai buni decât eram noi în perioada lor. Astăzi, domnul profesor, m-a anunțat și Ministerul Educației, de fapt zilele acestea, că începe pregătirea copiilor pentru examene și nu neapărat pentru cei care au rămas în urmă cu materia. Vorbim despre acele ore remediale. Părinții pot depune cererile la școală până pe 2 martie, iar pe 8 martie vor începe efectiv aceste ore. Asta profesorii se vor ocupa de acest lucru, profesorii în fiecare unitate de învățământ. E nevoie de pregătirea elevilor? Da. E nevoie cu siguranță, pentru că tot ceea ce am făcut noi online, indiferent cât de mult ne-am dat interesul, cât de bine pregătiți eram, nu se compară cu a lucra în mod fizic, pentru că în online tu nu reușești să simți emoțiile copilului, să vezi dacă el a înțeles sau nu a înțeles ceva și nici copilul nu interacționează cu tine exact ca în modul fizic în care e în clasă. Și știu că dumneavoastră ați pus bazele unui proiect foarte interesant care vine în întâmpinarea acestor copii, se numește Adoptă intelectual un copil.
Da, eu, noi ca și comunitate. Deci noi ca și comunitate am inițiat proiectul respectiv. Ce înseamnă adoptă intelectual un copil? În septembrie am creat un grup de Facebook care se cheamă Mate pentru Toți. Din septembrie până acum, în februarie, grupul are peste 13.000 de membri și a crescut exponențial, zic eu, datorită faptului că acolo au intrat la început o mână de profesori foarte buni. Profesori care ce făceau? Răspundeau întrebărilor elevilor la temă. E firesc ca în online să nu înțeleagă la fel de bine ca și în clasă și atunci noi veneam cu diferite sugestii. Nu rezolvăm tot exercițiul, ci dăm doar indicații. Uite, aici folosește formula cu tare, aici fă așa. Și atunci grupul a crescut extrem de mult. O colegă de-a mea, Adina din Iași, Oloeriu, a zis, mă, dar nu ar fi mai indicat ca noi să ne ocupăm special decât un copil ca să-i urmărim progresul? Bă, ce idee extraordinar. Vorbesc cu soția acasă, care este profesoară de muzică și face aia, măi, e ca și cum am adopta intelectual un copil. Zic, să știi că asta ar trebui să fie. Uite, ăsta e proiectul. Am mers pe matematică, a pornit din septembrie. E foarte bine, nu avem de ce să ne plângem. Însă o mămică din grup zice, ua, ce bine ar fi să fie și la alte materii. Zic, asta e puțin, dar hai să încercăm. De ce nu? Adică dacă la mate a mers și un exemplu pozitiv, să încercăm și la alte materii. Și l-am pornit de la începutul semestrului 2, dar din nou, și asta mi se pare că crește într-un ritm foarte fain. Și pe ce materii mai aveți acum? Pe tot. Deci matematică, română, informatică, chimie, fizică, biologie, limba engleză și ciclul primar. Din ce mi-am amintesc eu, dar cam toate încercăm. Adică elevii se înscriu. Unde se înscriu? Să vedem un site, e un formular. Da, există un formular. Îl rugăm pe Sebastian, colegul meu, să ne arate acel formular. Se înscriu aici. Da. Și bifează acolo niște câmpuri pe care le vedem. Da, aici este vorba despre înscrierea profesorilor voluntari, dar nu doar profesori. Vedeți că aici am zis adoptă intelectual un copil, se completează doar de voluntari, pentru că noi avem și studenți. Avem studenți care au fost foarte buni la matematică și care au adoptat copii la matematică. Iar o chestie foarte faină, elevă de-a mea, clasa 10-a, la care sunt diriginte, Alexandra Telescu, mi-a zis, dirigu, dar și eu vreau să adopt pe cineva de-a 5-a. Ea e olimpică la matematică și își dorește să facă cu cineva de-a 5-a. Și aici este formularul în care colegii profesori se pot înscrie și suntem până acum 150, peste 150 de profesori înscriși, care efectiv au început să lucreze cu elevii. Și cum lucrează efectiv? Fiecare profesor, deci există un formular de înscriere și pentru elevi asemănător cu acesta și fiecare profesor ia legătura pe mailul părintelor, există un formular în care părintele e de acord cu toate condițiile respective, ia legătura cu părintele și fixează de comun acord cu părintele și cu elevul modalitatea în care lucrează. Un exemplu de colegi care fac așa ceva, de exemplu la evaluarea națională, se dă cât un test pe săptămână elevului, elevul rezolvă și îl trimite rezolvat. Poze pe WhatsApp, cea mai simplă variantă. Profesorul îl corectează, spune ce nu e bine acolo și în plus, la problemele unde elevul nu a știut să rezolve, îi explică și dă încă două sau trei să facă de același fel. Elevul din nou le trimite și asta se repetă în fiecare săptămână. La ciclul primar, de exemplu, nu. La ciclul primar sunt întâlniri video pe Meet sau pe Zoom, pentru că cu cei mici nu se poate lucra altfel, dar feedback-urile părinților mă bucură. Deci într-una primesc prin screen-ul de la discuții între părinți și profesor, în care părinții mulțumesc profesorilor. Îi ajută fantastic, pentru că cred că îi ajută și pe părinți, care nu mai trebuie să stea non-stop alături de copii în spate, acasă. Exact, și e responsabilizarea, adică atunci când copilul e băgat într-un asemenea proiect și părintele spune, mă, ai înscris aici, hai să continuăm, hai să facem. Chiar astăzi am primit un mesaj, deci eram acum în mașină, în care îmi zicea că, uau, ce fain a fost astăzi, eu mănânc, dar vreau să mă apuc neapărat să fac compunerea care mi-a dat-o doamna. Face mama, păi niciodată n-am mai văzut atât de entuziasmată pe fata asta că vrea să facă imediat compunerea. Și ei practic vorbesc o dată pe săptămână? Fiecare profesor stabilește. Deci e libertate totală. Adică unii vorbesc o dată pe nimeni nu vorbește o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână, dar am situații în care chiar m-a povestit cineva, măi, mă întâlnesc cam de trei, de patru ori, fixez cu elevul respectiv, dar nu mult, 15 minute. Pentru că îi dau chestii scurte să facă pe zi în fiecare zi și doar să mi le arate alea și eu le trimit. Și poate fi un profesor din București și un elev din Cluj, nu contează? Avem exemple de genul ăsta nenumărate. Deci avem profesoara de care vorbeam, Oloeriu, de matematică, e din Iași și face cu cineva din Reșița. Avem o doamnă învățătoare din Oradea și face cu cineva din Făgăraș. Adică împărțirile astea am încercat să nu fie din același oraș, ca să nu fie discuții și efectiv alocarea se face în ordinea înscrierilor.
Adică e un elev care vrea pentru evaluare la clasa 8-a, hai să vedem primul profesor de matematică sau română unde vrea, disponibil pentru evaluarea la 8-a. A, și se aleg așa, în funcție de cât de repede și exact. Cine se înscrie, primul exact. Înscris. Da. Câți iar... copii sunt acum? Copii înscriși avem aproape 300, deci chiar m-am uitat aseară la ultimele, dar din păcate nu sunt încă toți cuprinși în program, pentru că nu avem suficienți profesori. Deci încercăm, sunt în așteptare și când apar profesori, când imediat punem copilul. Adică nu putem acoperi, e clar, nu putem acoperi întreaga țară, sau cel puțin deocamdată nu, dar încercăm să facem atâta bine cât putem. Acești profesori primesc bani pentru pregătirea pe care oferă? Nu, nu. Deci nu primesc bani, chiar am discutat așa ceva, nu am zis de adeverințe, de activități remediale, deși se pot, dacă e vorba din ONG și totuși ei muncesc, pentru că ce ne dorim? Dacă ar fi fost chestia de haideți aici că primiți nu știu ce adeverință sau haideți că primiți bani, nu ar fi venit oamenii care trebuie să fie în acest proiect. În acest Correct. Proiect trebuie să vină cei care își doresc și cei care sunt bucuroși atunci când primesc un mesaj de la un părinte că uite ce bucuros e fiul meu. Așadar, cei care ne urmăresc acum, unde ar trebui să intre? Profesorii sau studenții care vor să adopte un copil? Pe www.forlife.ro și acolo este exact proiectul Adopte intelectual un copil. Pot citi despre proiect pot și pot completa acel formular. Bineînțeles, și orice întrebări, o adresă de mail unde li se răspunde. Este fantastic ce ați făcut, pentru că, iată, ați venit în întâmpinarea copiilor și a nevoilor lor. Nu noi am făcut, cum să zic, ei ne-au cerut să facem. Copiii ne-au cerut să facem, părinții. I-ați văzut că au foarte multe întrebări. Exact, da. Și nu numai că au foarte multe întrebări, că își doresc să afle răspunsul la întrebări. Că așa dacă aveau numai întrebări și nu își doreau, nu avea niciun sens proiectul. Dar faptul că își doresc și că îi crezi și că îi văd tot cu vă mulțumim, oa ce fain, nu m-am gândit la asta și cum a fost eleva asta ce v-am dat. Sau studenți avem iarăși care zic, opa, dar uite ce frumos e, dar și eu vreau să mă implic. Mă zic, implică-te. Deci venim mai degrabă. Trei chestii lămurim. Una, cum a spus dumneavoastră, pe părinți, îi mai liniștim, adică mai au ceva în spatele lor și de foarte multe ori să știți că pe grupul de mate părinții întreabă și nu le dau copiilor rezolvarea. Dar întreabă pentru a înțelege ei și vreau să văd dacă fiul meu a făcut bine. Uite, am verificat, mai să vedem, a făcut bine sau nu. Și pun de multe ori tema copilului, la care există profesori care zic, mă, aici e bine sau aici nu-i bine. Deci și pentru părinți venim în sprijinul lor, pentru ele, pentru că relația cu un profesor de genul ăsta, când e relația unul la unul, e extraordinară, pentru că se poate stabili de către cadrul didactic un plan individual de învățare. Deci nu e același lucru că fac individual cu cineva și văd unde sunt problemele sau că fac așa ceva în fața unei clase. Ei, pe lângă temele acestea, fac și pregătire suplimentară, nu? Pe lângă temele de la școală, efectiv. Da. La proiectul Adopte intelectual un copil, da. Deci pregătirea asta, ce ziceam dinainte de școală, se face pe grupul mate pentru toți. În schimb, în Adopte intelectual un copil, fiecare profesor stabilește cu copilul exact, mă, ce facem? Ne pregătim pentru examen? Ok, uite, ăsta e programul meu de pregătire. Nu rezolvăm tot. Deci să nu trăim cu impresia că este o pregătire care este suficientă. Nu. Aduce un plus valoare la ceea ce e acolo, coordonează ceea ce e acolo, dar e în plus. Dar nu s-ar putea extinde la nivel național ați avea sprijin din partea autorităților? Idei sunt multiple. Deci chiar ne-am gândit să facem și pe site-ul respectiv un fel de program cu înscriere, adică profesorii să zică orele la care sunt disponibile eu la mate, joi de la 18 la 20, să zic ăștia 5 profesori sunt disponibili. Și atunci copilul să se înscrie exact pe intervalul respectiv orar. Dar pentru asta trebuie bani pentru o platformă, trebuie nu știu ce. Sau, într-adevăr, să se implice ministerul să facă ceva de genul ăsta. Pentru că profesori și studenți doritori sunt. Care să se ocupe de copii sunt. Deci gândiți-vă că în 2 săptămâni noi am adunat aproape 200 de profesori și studenți. În 2 săptămâni. Și a fost pro bono asta. Un formular pe Facebook. Nu a fost cine știe ce promovare. Dar lumea își dorește, pentru că aici e exact a treia latură pe care vreau să ating, mulțumirea sufletească. Eu cred că fiecare dintre noi are latura umană, fiecare e bun la suflet, fiecare dorește să ajute pe celălalt. Iar de multe ori când noi zicem, bă, că ăla e rău, că l-a făcut nu știu ce, probabil e dorința lui de autoprotejare, probabil a lovit câte ceva în viață, dar el își dorește să fie bun. Și în adâncul sufletului fiecare om are bunătatea asta. Și prin proiectul ăsta, cred că omul se redescopere pe el, își redescopere bunătatea și are mulțumirea interioară. Atât la profesor cât și la studenți și elevi. Bineînțeles. Unde ați vrea să ajungeți cu acest proiect? Care este scopul? Păi, în primul rând nu credeam că o să meargă așa rapid și atât de bine. Deci la început, targetul era, hai să vedem să facem ceva de genul ăsta pentru mate. Bă, dacă am găsit la mate să ne ocupăm de 50 de elevi, ar fi ideal. După aceea, hai să vedem, totuși, dacă ar merge. Tot timpul a fost cu dacă. Dar când văd în
ce măsură se extinde și cum merge. V-am spus, cred că ar putea fi făcut, dar nu de către mine, deci nu trebuie să fie proiectul nostru al lui For Life, de către minister ar putea să facă o chestie similară, cu înscriere pe intervale orare, cu profesori din toată țara care își doresc să se înscrie în proiectul respectiv, cu elevi din toată țara și să fie un fel de dublură a ceea ce se face la școală. Deci ar putea să fie clar un proiect al ministerului pe plan național. Și puteți ajuta? Cu tot ceea ce pot eu, dar cu siguranță au specialiști mai buni decât mine, dar îi pot ajuta, bineînțeles. În acest moment, la ce materii sunt cei mai mulți elevi care au solicitat ajutor? La matematică. Matematică. Deci cred că matematica e principala lor problemă, pentru că, spun acum, sunt profesor de matematică, dar matematica care se predă în România nu e matematica care îmi place mie și cred că nu e matematica pe care îi ajută atât de mult pe elevii în viață. Pentru că de foarte multe ori noi facem o matematică abstractă, e foarte bună pentru un anumit nivel al elevilor, dar noi nu dezvoltăm gândirea matematică. Din păcate, foarte mulți profesori pregătesc copiii pentru examene și nu pentru a le dezvolta gândirea matematică. Apropo de asta, ați văzut că au apărut acele teste de antrenament pe care copiii le pot lucra pentru evaluarea națională, pentru că la ei s-a schimbat ușor materia. Da. Acum e acea generație care are acum învață după un alt curriculum. Da, 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 da. Ce părere aveți despre aceste teste de antrenament? S-a schimbat radical? Se pune accentul pe gândirea lor mai mult? Nu. Deci testul de antrenament al ministerului pus acum este bazat pe aceleași rețete de rezolvare, nu pune accent, așa cum spuneam, pe gândirea critică și probabil e firesc să fie așa câtă vreme copiii nu au fost pregătiți în sistemul de a da teste de gândire critică. Seamănă cu testele PISA doar din punct de vedere al aspectului vizual. Și atât, pentru că este problemă spațiu liber, problemă spațiu liber. Modelul a fost altfel. În model făceau mai degrabă apel la gândire. Modelul din toamnă pe modelul care au fost foarte multe discuții. Exact, da, care a strânit foarte multe discuții și atunci s-a revenit la tipul clasic de probleme. Pentru că acum, cum să spun, sunt de înțeles și părinții, sunt de înțeles, cred că e de înțeles și ministerul, toată lumea. Nepredându-se așa, nu poți lovi dintr-o dată copiii cu niște teste gen PISA. Asta la matematică. La matematică. La română înțelegem la română că există diferențe foarte mari. Da, da, la română am înțeles că s-a schimbat și că, într-adevăr, redezvolt capacitatea. Și că abordarea cumva a materiei, a problemelor, sunt din viața lor cotidiană. Da, 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 așa trebuie să fie. Eu sunt de la țară și pentru mine, când eram copil mic, dacă venea cineva de la oraș, de la un liceu, ziceam, bă, ăsta e mai învățat. Pe când în ultima perioadă, școala pe care o facem noi, nu știu dacă unul de la oraș, dacă se duce la țară, se adaptează vieții de la țară. Pentru că face totul foarte abstract. Nu face, el nu știe să calculeze câte faianțe trebuie într-o baie sau câte țigle trebuie la un acoperiș, de exemplu. Către asta trebuie să mergem. Dar a trebuit pornit de la a schimba puțin programa, dar mai ales a pregăti cadrele didactice să predea folosind problematizarea, învățarea prin descoperire. Eu chiar am studiat mult de tot așa ceva. Sunt și la Cluj, la un doctorat pe dezvoltarea gândirii critice și m-a interesat foarte mult ce se întâmplă cu învățământul românesc și de ce noi ca și societate nu progresăm, deși avem o grămadă de vârfuri. Și mi-am dat seama că noi nu educăm gândirea critică, noi nu educăm copiii să ia decizii bazate pe anumite argumente. Deciziile pe care le iau copiii ăștia și viitorii adulți sunt bazate doar pe impuls, pentru că așa îi formăm. Și atunci ar trebui schimbată materia cap-coadă. Cred că ar trebui schimbată materia cap-coadă. Dar și nu e suficient și modul de predare. Și modul de predare, dar în primul rând ar trebui aerisită. Eu consider că e multă materie. Eu aș prefera să mă duc într-o oră la clasă să zic, bă, ok, hai să vedem, asta e problema. Cum o rezolvăm? Să zic că copilul pornim și rezolvăm și ajungem până aici. Mă, e corect, dar inutil. Pentru că nu te duce la rezultat, dar n-ai greșit nimic. Să nu zicem că ai făcut ceva greșit. Ok, înseamnă că ideea ta a fost bună, dar nu ne ducem de trebuie. Hai să mergem înapoi. Cine are altă idee? Și o oră să dezbatem o problemă. Pe când nu ne permite programa așa ceva, programa ce ne permite? Mă, profesorul face o rezolvare, copiii o înțeleg și rezolvă alte probleme asemănătoare doar cu alte date. Și nu asta trebuie să fie gândire matematică. Asta este memorare de rețete de rezolvare. Spunea ministrul educației Sorin Câmpeanu că, citez, anul acesta ștacheta trebuie coborâtă inteligent. Și aici referindu-se la aceste teste de antrenament, la examene și așa mai departe, simțiți cumva că s-a coborât ștacheta? Pentru ca elevii să treacă mai ușor de aceste examene după pandemie?
Nu cred, nu e vorba de a coborâ ștacheta, ci e vorba de faptul că eu consider examenul ca și lucrările pe care le dau la clase. Ar trebui să aibă legătură nivelul cerințelor pe care le am eu la lucrări cu nivelul la care s-a predat. Adică nu pot dintr-o dată să le cer copilul nu știu ce, dar eu n-am predat așa ceva. Și atunci probabil asta se referea și domnul ministru la faptul că ținând cont cum s-a desfășurat școala în pandemie și nivelul subiectelor, a trebuit să arate exact ce s-a făcut în condițiile astea. Nu ce, nu ce s-ar fi făcut în condiții normale de școală. Cred că la asta se referă. Aș vrea să vă mai întreb despre aceste ore remediale. Nu se știe acum care va fi procedura. Știm doar că părinții pot să-și înscrie copiii și că ele vor începe pe 8 martie. Se uită cu siguranță mulți profesori la noi. Ce ați sfătui? Cum să fac aceste ore remediale? Indicat ar fi ca să stabilească un plan, dar e greu, un plan individualizat pentru fiecare copil ca să vadă exact unde fiecare copil are goluri. E clar că o să fie nevoie de a preda ceea ce s-a predat online. Adică cred că ar trebui mai degrabă, și eu am făcut același lucru la Media 12, ar trebui mai degrabă testat din cât se poate de multă materie pe toți copiii care au nevoie de așa ceva ca să se vadă unde sunt lacunele. Și atunci am văzut, cei mai mulți copii au lacune la nu știu ce noțiune matematică. Ok, hai să încep să o fac pe aia. Cei mai mulți au nu știu ce în ordine, o fac pe aia. Și cred că așa ar trebui să meargă, în funcție de numărul elevilor care au lacune la așa ceva. Totul ar trebui să înceapă cu un test general. Eu așa aș face, dar un test fără notă. Deci absolut. De foarte multe ori eu și copiilor le dau să se autoevalueze. Mă, am dat, ei nu știu care e pe autoevaluare și care e cu notă în catalog. Dar le dau test, le iau acasă și zic, luni le duc din nou. Ok, zic, uite, asta nu le trecem. Hai să vedem cât ați fi luat fiecare. Rezolv la tablă și atunci îmi spun, domn profesor, de aici am făcut numai asta, cât iau? 0,2. Aici am făcut nu știu ce, 0,5. Și atunci, dând teste de genul ăsta, odată copilul învață să se autoevalueze și în plus își descoperă lacunele. Și va trebui să pună accent pe așa ceva. Sunteți un profesor sever? Un profesor de matematică sever? Care dă note mici? Da. Dacă severitatea înseamnă a da note mici, consider că dau note reale, dar da, în general note mici. Dacă severitatea înseamnă modul de a te înțelege cu elevii, cred că nu. De ce ați ales să fiți profesor de matematică? Mie îmi plăcea foarte mult limba și literatura română, mai și scriam prin liceu, dar nu mi-a plăcut. Am întâlnit o doamnă profesoară care punea accentul, mi-amintesc și acum, când ne dădea să interpretăm ceva la prima vedere, zicea, da, foarte bine cita din ceea ce am spus eu, dar zicea, vedeți cu nota 9. Dar de ce, doamna profesoară? Păi tu n-ai citit Călinescu. Când m-am dus să iau istoria literaturii române a lui George Călinescu, păi da, un dicționar abia-am ținut în mâini. Deci așa ceva. Nu-mi plăcea să iau din opiniile altora, ci îmi plăcea să am propriile opinii. Uneori nu erau corecte, sunt de acord, deci nu acuz doamna profesoară. Dar asta m-a făcut cumva să-mi dau seama, mă, că degeaba mă laudă, că totuși nu iau 10. Și m-am dus către ceva unde exista rigoare. La matematică nu există, adică ai făcut chestia asta, sigur ai luat 10. Și m-a ajutat foarte mult și profesorul de matematică din liceu, domnul Grindeanu, pentru că m-a făcut să gândesc matematica, nu să aplic rețete de rezolvare. Tot și ceea asta ce fac aplicați eu, dumneavoastră? Exact, tot ceea ce fac eu sunt oglinda profesorului. Îi ajutați să gândească matematica. Încerc, da. La comunitate acum, la For Life, de ce ați avea nevoie de profesori? În primul rând, pentru proiectul Adopt Intelectual un Copil, avem nevoie în primul rând de cât mai multe cadre didactice. Avem nevoie, bineînțeles, și de oameni care, dacă să facă o platformă, cum v-am zis, ca să poată să fie făcută o atribuire automată, nu o să o facem noi. Avem nevoie de aduna materiale, chiar ne-am gândit, poate ar fi fain, uite, să facem lecții For Life, pe care dacă le facem anul ăsta, să le avem la anul și în anul viitor. Și să le filmați. Și să le postați pe platformă? Da, și să le postăm pe platformă, da, cu tablete, cu tot. Deci, de multe, orice ajutor e binevenit, pentru că, indiferent ce ar fi, noi îl vom folosi. Avem tot în comunitatea For Life, foarte important, un club care a pornit acum de 2 săptămâni de scriere creativă. Păi, dar mi-au dat lacrimile citind ceea ce scriu adolescenți. E clar că a trebuit să scoatem volume sau anuare în fiecare an cu ceea ce scriu ei. Despre experiențele personale scriu? Nu, sau au, despre... câte un cuvânt. De exemplu, săptămâna acum, 2 săptămâni, tema a fost cuvântul. Și fiecare copil atât, scria ce simțea el despre cuvânt, dar parcă nu sunt scrise de ei. Deci foarte, foarte frumos. Sunt sensibil. Și cum îi ajută lucrurile astea? Se descarcă? Odată că se descarcă și a doua că își găsesc locul.
principala problemă a adolescenților e faptul că dacă cineva atât de sensibil spune în clasă nu știu ce, poate alții râd de el sau poate nu le-au în seamă. Pe când aici e în mediul unde lumea îl apreciază și atunci el va crește. Adică asta e măreția pe care copilul ăla are. Băi, eu scriu frumos, eu trăiesc, eu simt. Da, și grupul ăsta e apreciat de către ceilalți. Deci pe lângă comunitatea For Life, pe lângă proiectul Adoptă Intelectual un Copil, scriere creativă, dumneavoastră vă ocupați și de tabere, care anul acesta au avut loc online. Da, anul ăsta a avut loc online și din nou, meritul meu al meu. Întotdeauna taberele de matematică, de curcum, elevii dimineața au 3-4 ore de matematică, dar matematică de genul ăla, hai să gândim, hai să facem probleme de logică, hai să avem bucuria rezolvării, pentru că asta îmi doresc, să-i văd, wow, ce faină chestia aia, iar după masă aveau diferite ateliere. Toți cei care au participat în tabere în gimnaziu de la 5-a până la 8-a, în liceu, pot să vină voluntari să mă ajute. Elevii care anul trecut au fost clasa 8-a, acum trebuia să fie voluntari și ăsta pentru ei e un vis. Adică, băi, eu sunt voluntar, mă duc în tabăra unde eu am fost elev și acum mă duc să ajut, să fac ceva. Și a fost cu pandemia. Și cu părere de rău, n-am mai fost și toți se țineau. Dar, domn profesor, haideți să facem, dar haideți să facem online. Mă, nu văd, eu nu văd cum să facem online. Dar haideți că vă ajutăm noi tot, că facem tot. Elevi care acum sunt într-a noua la noi la liceu. Hai să o facem. Mă zic, hai să încercăm. Și am încercat și a ieșit, cred că mai bine, nu neapărat, că nu am avut interacțiunea fizică, dar a ieșit extraordinar, datorită faptului că am avut peste 500 de elevi înscriși din țară. Online într-o tabără. Online într-o tabără, da. Deci chiar... Felicitări și vă țin pumnii pe mai departe. Mulțumesc mult, mulțumesc. Dacă cei care se uită la noi vor să ajute astfel de profesori, cum e domnul profesor de matematică Ovidiu Bădescu, comunitatea For Life, dar și proiectul Adoptă Intelectual un Copil, îl pot găsi pe domnul profesor pe Facebook. Da, da, oriunde, e și mail-ul de pe comunitate, da. Îi puteți scrie pentru că are nevoie de resurse materiale, de energie și de profesori. Și de suflete umane, în primul rând, de oameni faini. De asta ne bazăm în educație. Da. Atât pentru astăzi, ne revedem săptămâna viitoare.